Melek, episodul 11. Melek a mers la conacul familiei Jihad și îi ceară socoteală lui Kumali, din cauza căruia și-a pierdut locul de muncă, în timp ce vorbește cu el leșină. Din nou, pentru că este slăbită după chimioterapie, Omer se ocupă de ea și spune familiei că i-a scăzut tensiunea și că nu este nevoie să o ducă la spital. Lui Kumali îi pare rău că a supărat-o atât de tare, dar când aude că băieții vorbesc, se o duc acasă, se înfurie din nou și însă pe Seyed Ali ca să meargă după ea. Seyed Ali reproșează lui Melek că a mers să îl ceară socoteală lui Kumali după tot ce a făcut ea. Îi spune că ea se află acum la casa lui numai datorită nepoților lui, dar nu o va ierta niciodată. Halil o întreabă pe Zumrud de ce a invitat-o pe Merem, dar el îl convinge că nu a știut că ea este femeia pe care i-au prezentat-o prietenii lui. După aceea, Zumrud merge să vorbească și cu Merem, care s-a dezamăgit când a văzut-o pe Melek în casa lor. De ea o minte că nu a știut că îl cunoaște pe Halil, dar s-a bucurat să o aibă de noră și să stea liniștită că Melek face parte din trecutul, iar Halil este decis să o ia în căsătorie. Kerem este tare fericit când intră în echipa locală, dar se dezamăgește când află că tatălui trebuia să semneze contractul pentru că are custodia. Vidhat o evită pe Seren și nu îi mai răspunde la telefon. Seyed Ali discută cu Vidhat și îi spune că nu l-a învinuit niciodată pentru moartea soției lui. Clarifică unele neînțelegeri și îl convinge să se întoarcă acasă. Omer și Defne continuă să se întâlnească. Cadrine îi spune lui Vildad că ei se cunosc din Germania și că de fine este rebelă și l-a înfruntat pe Seyed Ali. Alpay merge la școală să vorbească cu Defne și cu Kerem. Zumrud crede că sunt potriviți unul pentru altul. Alpay îl întâlnește pe vechiul lui prieten Kenan. Amândoi au crescut la orfelinat, au ajuns la kebaberia lui Seyed Ali întâmplător, în timp ce erau în căutarea unui loc de muncă. Nu aveau bani nici pentru mâncare, iar Seyed Ali a fost milă de ei. Le-a oferit o mână de ajutor și l-a angajat pe Alpay, dar Kumali nu i-a privit cu ochi buni încă de la început și nu a vrut să-l angajeze pe Kenan. Acum Kenan este un mare mafiot, iar Alpay vrea să profite de relațiile și de puterea lui Kenan. Se oferă să-l ajute pe Kerem să intre.